redumirea statusului romano-catolic din Ardeal. De care mă vreau să mai auzim. O structură care n-a avut niciodată personalitate juridică. Dacă știți ce înseamnă acest lucru, știți că n-avea calitate juridică de avea putetată. Pe acest considerent, mergând pe partea de statul român-catolic, la un moment dat, guvernul Maghiar a acceptat la presiunile celor care au constituit această structură ca prerogativele acelei comisii să fie transferate statul român-catolic, fără a-i recunoaște statutul juridic acestea. Fondul Sfântului Romano-Catolic, cel care a construit această structură laică, o structură laică, erau din prescripții publice și erau pentru burse, pentru ajutorarea bătrânilor, pentru pensii și așa mai departe, inclusiv pentru partea de susținere a învățământului. Din averile nobililor maghiari, o parte dintre ei cânteceau în cele versuri, cele sau testament și cedeau această avere statului Transilvan și de acolo toate beneficiile care veneau, să țină o evidență a tuturor veniturilor, se repartizau anual, printr-un proces verbal de consemnare, aceste sume către diferite destinații. La fel, s-au întâmplat și cu clădirile care s-au făcut liceul din Alba Iulia și liceul din Otoniu de Cicuiesc. Aceeași arhitectură a unui două.